În această perioadă, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Olt organizează întâlniri cu micuții care au nevoie de o evaluare psihosomatică pentru a merge la școală. Potrivit reprezentanților acestei instituții, sunt vizați doar cei care nu au frecventat cursurile grădinițelor sau care sunt veniți din afara țării. Conform metodologiei în vigoare privind înscrierea copiilor în grupa pregătitoare, în învățământul primar, evaluarea psihosomatică se realizează doar copiilor care împlinesc 6 ani după 1 septembrie și doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau vin din alte țări. Pentru a putea să meargă la școală, ei trebuie să fie pregătiți atât din punct de vedere cognitiv, cât și socioafectiv. Sunt 20 de întrebări, fiecare verificând un anumit item care le arată psihopedagogilor dacă prichindeii pot face față noului mediu. Evaluarea psihosomatică este importantă deoarece copiii, atunci când merg la școală, trebuie să aibă un bagaj de achiziții. Și asta verificăm noi prin evaluarea psihosomatică, dacă ei și-au însușit aceste achiziții. Copiii care nu împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 1 septembrie, dar care au frecventat cursurile grădiniței, nu mai au nevoie de o evaluare psihosomatică în acest sens. Este suficient ca părintele să solicite la unitatea de învățământ preșcolar o recomandare pe care o va duce la școală.